giant valley clean elephant. Salutați-o pe Corina Caragea! Hei! Mamă, draga mea dragă, ești în Bali, ar trebui să te invidiez sau nu? Of, Doamne! Sincer, nu trebuie neapărat să mă invidiezi. Într-adevăr, e frumos aici, știi foarte bine. Am văzut că ai fost și tu. Da, am fost și chiar de două ori. E singura destinație exotică în care m-am întors. Pentru că e preferata mea. Foarte frumos, mă bucur. Eu nu știu dacă mă voi întoarce. Asta, exact. Asta am vrut să te întreb și da, te întrebam mai încolo. Dar știi care e treaba? Una e să fii în vacanță și alta e să fii pe pandemie. Adică eu n-am apucat să văd această destinație decât foarte puțin la început și tot era extrem de puțină lume. Tot ce este atracție turistică este închis, este închisă, plajele s-au închis, peste tot sunt oameni triști și panicați, ne este foarte milă de localnici. Ei trăiesc din turism. O familie care are doi copii adolescenți și am mai invitat pe la noi, am mai fost un grătar. E de stat încă o lună aici. Da, până în iunie. Am înțeles că zborurile sunt interzise până la 1 iunie deocamdată. Da. Să sperăm că nu se va prelunge chestia asta. Mai poți? Sincer, mai pot. M-am panicat la un moment dat, dar am zis că Dumnezeu nu ne lasă pe noi, nu ne-a lăsat niciodată și sigur e un motiv pentru care suntem aici și uite că am cunoscut niște oameni extraordinari. Am văzut că v-ați făcut prieteni acolo, și români și localnici, nu? I-ați chemat pe la voi, vă duceți în vizită. Da. Pentru ei cum e? Am văzut că prietena ta a avut ceva probleme, a ajuns la spital, nu? Ei sunt, acum că vorbești de Cristi și Ralu, da. Sunt un cuplu cu care noi împărțim cazarea. Ei au fost în spital din cauza că au fost diagnosticați cu dengue. Da, și au fi, da. Formă cât de cât ok, pentru că se poate mult mai rău. Din câte îmi amintesc eu, turiștii erau foarte importanți pentru balinezi, trăiau din turism și chiar am citit de curând pe un site de-al lor că pierderea financiară va fi de 9 miliarde de dolari în 2020. Cum este foarte, foarte trist. Este foarte trist. Și am văzut niște imagini pe pagina Info de Pasar, pe pagina de Instagram, o captură video cu un bărbat care intră aici în Seminiac într-un magazin alimentar cu pistol și jefuiește caserie. Și păi și nu vă e frică? Da, da. Consumul emoțional este foarte mare. Financiar toată lumea își face un milion de griji și este absolut normal. Chiar vorbeam cu românii de aici unde suntem acum, pentru că fata este model, mai e o fată care este fotograf și iubitul ei care este videograf. Și ne gândim acum cum să facem să filmăm un videoclip aici pentru mine, că am o piesă superbă și m-aș oftica rău de tot să nu-l lansez. Și altă chestie la care ne gândim este endorsement-ul, pentru că eu am paginile foarte mari. Să anunțe că sunt și eu disponibilă, că sunt aici în Bali, să anunțe că sunt disponibilă pentru endorsement și să fie situații win-win. Adică... Am înțeles, adică să mai câștigați voi niște bani din treaba asta acolo, nu? Da, este o chestie la care nu m-am gândit atât de serios până acum. Pentru că mă concentram pe muzică, dar ajută pe toată lumea.
Cu câți dolari poți să trăiești pe zi? Draga mea, nu știu, sunt locuri și locuri. Mâncarea la supermarket e scumpă. Și în zonele astea mai turistice, dai seama că supermarketurile au alte prețuri pentru turiști. Poți să trăiești, nu știu, noi am cheltuit ceva, pentru că îți dai seama, noi n-am știut, noi am avut vacanță de 5 stele, știam că mă întorc acasă, aveam concertele confirmate. Eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut inspirația să investesc bani în mica mea companie de produse cosmetice. Sunt o chestie de asta la care nici nu te gândeai vreodată. Și noi nu prea trăim în drepturi de autor cum ar trebui și cum se întâmplă în alte țări civilizate. Noi trăim mult din concerte. Mă bucur foarte tare că am paginile atât de urmărite și am început să văd altfel cu alți ochi online, sincer. Și apropo de rețelele tale de socializare, citam acolo printre comentarii, ai și mulți hateri, știi, invidioși, care zic, acum noi ne chinuim aici și tu postezi din vacanțe, sexy, pe la piscină, ne facem ciudă, țara arde și baba se piaptănă. Ce le răspunzi? Sau le răspunzi? Câteodată le răspund, dar câteodată mă enervez, câteodată mă afectează, dar apoi mă gândesc mai bine și îmi este milă. Trebuie să fie foarte greu să trăiești cu tine și cu astfel de mentalități. Nu cred că le este ușor. Se vor acumula multe frustrări și oamenii se vor simți îndreptățiți să lovească în cei care au puterea să zâmbească. Și este trist și îmi este milă că așa înțeleg unii oameni perioada asta. Aș putea să mă plâng în fiecare zi și să caut compasiunea oamenilor și să mă victimizez, dar aleg să nu fac asta. Dar crede-mă că aș putea, pentru că am avut momente în care am căzut grav. Eu nu sunt aici în cele mai normale condiții, n-am venit aici fiind ok. Am venit aici ca să mă ajut să fiu ok. Și când a lovit și pandemia, după ce că eram destabilizată și eram praf psihic și sufletește și am avut zile foarte grele. Foarte grele și ridic. Mă gândesc tot timpul că oamenii se uită la mine și la noi, îndrăgostiți fiind și de zâmbetul nostru și de energia noastră și de faptul că le dăm încredere că va fi bine, știi? Chiar avem puterea asta. Hai să ne înveselim un pic, zim dacă ai mai cântat de când ești acolo. Am mai cântat, am mai postat cu mine cântând. Am făcut chiar și un live la un moment dat, pentru că mi-am găsit pe pagina mea. Am uitat că pe pagina mea de YouTube am niște instrumentale de la piesele alea mele. Și tot le-am promis că o să le fac pe toate pe care le-am găsit acolo și că mai fac rost de alte instrumentale să-mi trimită băieții mei din România. Dar n-am avut starea ok să mai fac asta. Mi-a fost foarte greu să cânt. Foarte greu. Mi-e greu să cânt. Mă gândesc, Doamne, dacă uită lumea de mine, dacă nu mai uită, eu nu mai cânt, dacă nu o să cântăm un an de zile, ce se întâmplă? Cum a fost în perioada asta? Te-ai mai machiat? Nu știu, poate ai descoperit acolo niște secrete de-astea de beauty. Zim și... Să știi că am descoperit niște chestii foarte tari. Frunzele de papaya sunt geniale, de exemplu. Și am văzut acum și chestii de frumusețe. Adică măști de față
stai așa, ia încerc eu niște chestii, dacă tot sunt aici și am posibilitatea asta. Și apare fructul care este senzațional. Și pentru păr, păr? Pentru păr, am încercat ulei de struguri. Uh-huh. Și e foarte fain că după ce mă dau cu el și prin părul într-un coc, se ondulează foarte frumos și lucește foarte frumos. Vreau să lansez niște patch-uri pentru ochi. Așa. Pentru că țin foarte mult să nu avem ciarcăne. Mai ales după perioada de asta în care multe am plâns. Am crema cu mine aici, dar mai am puțin din ea și nu vreți să știi cum mă dau. Pe asta zic, ce faci când se termină? Să sperăm că mă mai țin o lună la de termină în sol. Ai învățat să gătești ceva bun? Ceva de acolo? Mâncare locală, sincer, nu. Dar, ca niciodată, mi-e dor de mâncarea românească. Și există un restaurant balcanic aici. Chiar vreau să mă duc într-o zi, să le gătesc eu sub octăiței de casă. Tot ce-mi doresc este să nu mai cad în stările nasoare care mănâncă și îmi consumă energia și mă fac să fiu plantă. Pasaj ai fost? Am fost. Am fost la masaj, dar mai ales când am stat în Sidemen și... Ce masaj? Când am plecat de acolo, fata de la masaj a zis, oh no, Laura, don't go, if you go, I lose my job. Ei au mai trecut prin perioade de genul ăsta foarte grele, știi? Când turiștilor le-a fost frică să mai vină acolo, erupția vulcanii sau atentatul cu bomba. Da, și și-au revenit de fiecare dată. Sper să fie așa și acum. Și tu cum vezi călătoriile în viitor? O să mai pleci? O să... Am să petrec o lungă perioadă în România. Și dacă e să mai plec și vreau palmieri, o să încerc aici, aproape Grecia, Turcia. Ai făcut sport pe acolo? Am făcut sport, da, am făcut. Mai ales că am piscina mare, în not, fac mișcare. În Bali, dacă te prind polițiștii pe stradă că nu porți mască, te pun să faci 30 de flotări sau câte? 50! 50 de flotări! Incredibil, mă! Eu mai citisem tot așa la ei în presa locală că te pot amenda și cu un kilogram de orez sau cu 15.000 de rupii sau cum se numește moneda lor. Da, îți dai seama, ceva simbolic, dar oamenii de aici respectă. Eu sper că până la 1 iunie, peste vreo 2 săptămâni, să ne lase și pe noi să mergem până la plajă, măcar. Of, de ce te cel mai dor din România? În afară de fratele montani. Meu, de montani, de sora lui Ionuț, de prietenii mei, de... De concerte, de fani. Da, de cântat. De stat în studio, măcar să stau în studio să lucrez. Și te-ai gândit ce o să faci primul lucru, cum ajungi în România? Să zicem că pe 2 iunie ajungi, Doamne ajută. Ce o să faci prima dată? Oh. Nu știu. O să-mi sun oamenii să văd cu cine mă văd. O să stau cu fratele meu la povești. De ce te-a învățat această perioadă? Wow, m-a învățat că nu controlăm nimic, că nu suntem buricul pământului, că natura, pe cât de blândă și frumoasă, pe atât de periculoasă e, și că nu e bine să o supărăm, trebuie să respectăm mai mult mediul înconjurător, trebuie să respectăm mai mult natura, să nu ne mai batem joc, să nu mai omorâm atât de multe animale, să nu mai tăiem atât de mulți copaci.
Și omul este foarte periculos. Este foarte periculos. Este o creatură periculoasă, egoistă și poate acum că am văzut că și după 100 de ani de la ultima pandemie, noi tot la fel de mici suntem cu toată tehnologia, poate acum o să învățăm ceva și o să evoluăm. Pe tine cum te-a schimbat treaba? Să nu mă bazez doar pe cântați. Dacă îmi doresc o familie, viitorul apropiat, gândul ăla nu trebuie să mă mai sperie. Și crede-mă că mă sperie foarte tare. Eu dacă eram acum în perioada asta însărcinată, cred că o luam. Și eu și eu nu suntem în aceeași industrie care acum... Cred că la primul concert o să leșin de emoție și de fericire și de... Cred că o să plâng pe scenă la primul concert. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Te pup!